Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lilla. Azi vom vorbi despre patrulaterul convex și anume despre mozaicare. Resursa pe care o discutăm azi este pentru disciplina matematică, clasa 7-a, și competența specifică este modelarea unor situații date prin reprezentări geometrice cu patrulatere. Dacă ne gândim la cuvântul mozaicare, teselare sau pavare, atunci știm că de mii de ani teselarea a fost folosită pentru a acoperi poderele și pereții palatelor și templelor din diferite culturi și religii. De exemplu, această podea este din Spania. Sau avem aici două exemple din Italia. Tot așa, podele acoperite cu diferite modele geometrice. Deci am putea să spunem că teselarea este o acoperire a planului cu triunghiuri, cu pătrate, cu romburi, dar acoperirea planului se realizează fără suprapuneri și fără goluri. Dacă vorbim însă de teselare regulată, există doar trei variante. Le vedeți pe aceste imagini. După cum vedeți, aici avem aceeași figură geometrică, pe această figură avem triunghiuri, pe această figură avem doar pătrate și pe această figură avem hexagoane. Adică, pentru teselare s-a folosit un singur tip de poligon regulat și oricare punct al planului, nu contează unde îl aleg, este ori în interiorul unui poligon, de exemplu cum am pus aici, sau pe latura a două poligoane adiacente, sau în vârful comun a trei sau mai multe poligoane. Doar trei tipuri de teselare regulată există, cu triunghi echilateral, cu pătrat și cu hexagon regulat. Întrebarea la care căutăm răspuns, se poate mozaica, se poate acoperi planul cu patru latere? Se pare că da. Și pe această imagine avem o acoperire a planului cu patru latere. Numai patru laterele nu sunt toate de același tip. Dar dacă vă uitați la această imagine, aici deja avem o acoperire a planului cu patru latere congruente, patru latere convexe pe această imagine sau chiar patru latere concave pe imaginea cealaltă. Să vedem cum se realizează această mozaicare. Puteți și voi să faceți construcția în GeoGebra. Construim un patrulater convex, am luat mijloacele tuturor laturilor și construim simetricul patrulaterului original față de aceste patru mijloace. Pe urmă am mai luat mijloacele câtorva laturi și tot așa am construit simetricele. După cum vedeți, cele nouă patrulatere sunt identice, sunt congruente și realizează o acoperire a planului. Să vedem acum matematica care este în spatele acestei mozaicări. Am pornit de la un patrulater convex și știm că într-un patrulater convex suma tuturor unghiurilor este 360 de grade. O să ne folosim de această informație mai încolo. După ce am desenat patrulaterul convex, am luat mijlocul laturii AB. Se vede aici. După ce am luat mijlocul laturii, am construit simetricul punctului D față de acest punct E. Astfel am obținut două segmente congruente, DE și ED'. De fapt, pe lângă aceste două segmente, o să mai avem și alte segmente congruente AD cu
cu BD prim și chiar o să avem și două perechi de unghiuri congruente. Continuăm construcția. De data asta vom construi simetricul punctului C față de E, deci acest C prim, și cu această ocazie vom obține niște segmente congruente. CE și EC prim au aceeași lungime, respectiv BC și AC prim vor avea aceeași lungime, sau unghiurile ABC va fi egal cu unghiul BAC prim. După ce am obținut aceste două puncte, deci pe C prim și pe D prim, ne-am construit patrulaterul convex ABD'C'. Acest patrulater convex este congruent cu cel original, adică avem toate unghiurile și toate laturile sunt congruente. Continuăm construcția. De data asta luăm mijlocul lui AD și îl notăm cu F. Se vede pe desen și construim iarăși simetrice. Prima dată construim simetricul punctului C față de F și obținem C1' și o să avem iarăși segmentele sunt de aceeași lungime și pe lângă aceste segmente o să mai obținem și alte perechi de segmente și unghiuri care sunt congruente. Continuăm desenul. De data asta, tot față de mijlocul segmentului AD, adică tot față de punctul B, dar construim simetricul punctului B. Când construim simetricul, înseamnă că BF este egal cu FB prim. Iarăși obținem și alte perechi de segmente și de unghiuri congruente și, desigur, dacă unim punctele AD, B' și C1', patrulaterul pe care l-am obținut este congruent cu cel original. Și, de asemenea, avem niște perechi de unghiuri care au aceeași măsură. Continuăm aceeași procedură. De data asta vom lua mijlocul lui AC prim. Mijlocul lui AC prim îl notăm cu G și începem construcția celor două simetrice. Adică, mod similar, construim simetricul lui B față de acest punct și obținem iarăși niște perechi de segmente și perechi de unghiuri congruente, respectiv vom construi și simetricul punctului D prim față de mijlocul segmentului AC prim îi D1 secund. Și aici obținem niște segmente și niște perechi de unghiuri congruente. Ne putem construi cel de-al patrulea patrulater și acest patrulater va fi congruent cu cel original, adică momentan toate cele patru patrulatere care sunt pe desen sunt congruente și avem și alte perechi de unghiuri congruente de care vom avea nevoie mai târziu. Astfel am obținut o figură geometrică care este formată din patru patrulatere congruente. Datorită acestei congruențe avem niște unghiuri congruente. Avem patru unghiuri congruente care sunt marcate cu culoarea gri. În mod similar avem patru unghiuri congruente care sunt marcate cu culoarea roșie.
Tot așa până când ajungem la cele patru unghiuri congruente care sunt marcate cu culoare albastră. Ceea ce mai știm este că într-un patrulater convex, suma măsurii tuturor unghiurilor este 360 de grade. Dacă fiecare din aceste unghiuri înlocuim cu un unghi congruent din acestea pe care le-am enumerat aici sus, atunci obținem că aceste patru unghiuri care sunt în jurul punctului A împreună formează 360 de grade. Adică tot spațiul din jurul punctului A este acoperit complet, fără suprapuneri și fără goluri. În mod similar, dacă avem patru patrulatere congruente, atunci avem și niște perechi de laturi congruente, toate laturile marcate cu culoare albastră sunt congruente, în mod similar toate laturile marcate cu culoarea galbenă sunt congruente, la fel sunt cele cu roșu și cele cu verde. De fapt, se suprapun, deci aici avem două laturi congruente, pentru că este și latura acestui patrulater și latura acestui patrulater. În mod similar și aici avem două laturi suprapuse, latura de la acest patrulater și latura de la acest patrulater. Ceea ce am reușit să arătăm, că pornind din punctul A, aceste simetrice pe care le-am construit ajung în același punct. Și de aici putem continua construcția pentru a acoperi planul. Vă propun să încercați și voi, dacă vreți să vă jucați, aveți aici două linkuri pe aplicația GeoGebra. Pe fiecare dintre ele puteți să mișcați aceste patru puncte și puteți să vedeți acoperirea planului cu patrulater convex sau o să constatați că și un patrulater concav acoperă perfect planul. Aici îs alte figuri geometrice, poligoane cu mai multe laturi, dar și pe această imagine veți constata că dacă modificați dimensiunile, se va acoperi în continuare, planul este perfect acoperit. Teselarea nu e prezentă doar în matematică. Au preluat-o și în artă. Escher are foarte multe imagini unde s-a bazat pe teselare, adică acoperirea planului cu figuri congruente, fără suprapunere și fără goluri. Escher a fost un artist care a trăit în Haga. În Haga este și muzeul care îi poartă numele și el era denumit pentru că în arta lui a folosit teselarea. De multe ori apar obiecte imposibile în arta lui și iluzii optice. Puteți să căutați mai multe informații despre Escher pe internet. Vă mulțumesc că am fost împreună și să ne vedem la o altă resursă.